CetNorți a făcut totalurile concursului Încălzire centralizată modernă, eficiență, siguranță și ecologie, lansat la 1 februarie 2020 și a premiat câștigătorii. Mulțumesc pentru faptul că ați oferit tinerilor șansa de a-și demonstra capacitățile. Vă doresc noul an multă sănătate, să vă Domnul să fie un an mai bun și vă mulțumesc pentru încredere și sprijinul pe care l-ați acordat. Astfel de concursuri sunt foarte binevenite pentru ca orice copil să fie informat de acest întreprinde și tot procesul care se produce aici. Sunt mulțumită că am participat din cauza experienței pe care am luat-o și sunt mulțumită și de premiu, desigur. Cred că acest concurs trebuie să inspire mai mulți tineri de a participa și de a se mobiliza și a forma împreună un viitor cât mai frumos cu ajutorul acestei întreprinderi frumoase. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat șansa să particip la acest concurs. Dumneavoastră ați organizat un concurs care pentru copii a însemnat foarte mult și toți cred că s-au bucurat că au tot să-și demonstreze talentul. И это заставило меня посмотреть на привычное тепло в доме по-другому и совместить это в одном рисунке. Если бы не было тепла, то было бы очень сложно. Для меня это было в первую очередь интересно, так как я свои 15 лет жил в селе, и для меня это было очень интересно. Конечно, я об этом мало что знал, потому что не интересовался как бы. Вот, когда появилась такая возможность, ну, я заинтересовался и подумал, что будет неплохо узнать себя, попробовать в чем-то новом. Было очень интересно, ну, я думаю, не очень так уж сложно. Я смотрела различные сайты, в том числе и ваш сайт, и у меня пришла идея, то, что можно вот нарисовать тему, связанную с теплом. Atât elevii cât și părinților au zis că au aflat multe lucruri despre activitatea CetNorțea în procesul de documentare și pregătire pentru concursul lansat de furnizorul de căldură. Am învățat pentru că am utilizat pagina web a centralii și am învățat și chiar erau lucruri de care noi ne uimeam, de vechimea instituției și de foarte multe lucruri pe care le faceți și multe lucruri care apar noi. Pentru că nu gândeam că sunt atât de multe. Conducerea întreprinderii a mulțumit participanților și a îndemnat să se informeze cu regularitate despre activitatea CetNorțea de pe pagina web a instituției și de pe conturile rețelelor de socializare. Sperăm că această activitate să devină o tradiție în viitor. Parcurs au fost inițiate și excursiile pentru participanți, dar am avut situația de pandemie care nu ne-a permis să am fost asistate aceste excursii. Din acest considerent v-am îndemnat și continuăm să vă îndemnăm să vă informați despre activitatea CetNorți pentru a fi mai bine informați și pentru a putea în viitor poate și cuprinde această profesie de energetician. În cadrul concursului lansat de CetNorțea, în parteneriat cu Direcția Învățământ, Tineret și Sport din cadrul Primăriei Bălți și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, au participat 62 de elevi și studenți care își fac studiile în instituțiile de învățământ din oraș.